salut. Da, vă salut. Astăzi joc cu Bela, nu cu căței, pentru că căței au căpușe. Mă întrebați cum a luat de la Bela, pentru că a avut căpușe. A avut foarte mult după ureche. Și când după ce a făcut, vino ca Bela, e fata, e că nu se fac nimic. Am adunat astăzi foarte multe căpușe de pe ea. I-a atacat urechile. Și a avut și pe gât aici. Zând în ăla. Căpușe. Cicinar. Dacă care și cici, dar nu vrea să ne arate. Bela, ce faci, fata? Nu sunt loc să o dau cu spray. Acum o bag acolo. Mamă, să vezi cum face de urât. E nebun, e ștufă. Vedem mâine, mă duc să... Mă duc să mă strâns. Hai să vedem. Ce mă plimbaș. Dar nu acolo își pune lumina telefonul. Acolo scăței. Maș! De-te de aici. Da, nică pușe de la poate, probabil mai aibă, că să scăpi în aici. Da, cea, ia vină cu aici. Zai, fâncoa, mai are? Deci, uite, a avut aici o căpușă, căpușă după ureche, a atacat urechele. Proastă, să nu te mai bagi în ea. Că te mănânc. De vie aici. O mănânci pe ce de vie, dacă să mai bagi în iarba aia. Aha, te băgat în iarba. Vezi ce-ți fac eu ție. Pleacă din iarbă. E căpuș acolo. Măi, ieși din iarba aia că te bat. Cici, e obraznică. Doamne. De ce te-ai scus să-i bagă în iarba? Azi am prins patru căpușe pe un cățe, pe cățelul alb cu petinitere. Dar cred că două pe la gri, nu știu câte, și vreo două sau două patru așa pe la neg, pe cățelul aia neg, micuț. Păi și de ce? Ele se bagă în iarbă. Neobrăzatele le bat. Dacă te mai bagi în iarbă aia. Nu mai ești mâine, ești în pământ. Ți-a înțeles și ce? Nu vorbește.